La începuturile anilor 2000, Arsenal era o adevărată forță a lumii fotbalistice. Tunarii au construit o generație denumită Invincibilii, ce reușea să câștige campionatul fără să piardă vreun meci în tot sezonul. O performanță ce n-a mai fost făcută de nicio echipă în istorie. Cu Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira și restul de staruri, Arsenal a ajuns chiar și în finala UEFA Champions League, iar trofeele în Anglia veneau pe bandă rulantă, însă această generație s-a stins, iar cea urmată nu a fost deloc pe măsura trecutului. În perioada 2010-2022, Arsenal n-a mai fost acea forță de temut, deși a mai reușit să câștige de câteva ori FA Cup-ul și în campionat nu a dus-o foarte rău, dar rezultatele acestea au fost prea puține pentru așteptările imense ale fanilor. Acum, după mai multe generații dezamăgitoare și slabe, Arsenal a reușit să alcătuiască un lot și un primul 11 foarte tânăr, dar în același timp extrem de valoros, chiar potențialul acestei echipe peste unul imens. De aceea, videoclipul de astăzi este destinat echipei de pe Emirates, dar înainte de a începe oficial videoul, am apreciat enorm dacă ați apăsat pe butonul de like și abonare, chiar dacă se strâng suficiente like-uri, noi o să continuăm cu videoclipuri de genul pe care în România nu le întâlniți atât de des. Primul 11 al tunarilor, în mod normal, ar trebui să arate în felul următor. În poartă îl regăsim pe portarul de doar 24 de ani, Aaron Ramsdale, care, deși pare vârsta pe care o are, acesta dă mare siguranță echipei, nu ca în sezoanele trecute, când Arsenal îi impresiona pe această poziție, Cech sau Leno, nefăcând minunii pentru tunari. În 2021, pentru Ramsdale, Arsenal plătea 28 de milioane de euro pentru al transferat la Sheffield United, un transfer scump, dar care a meritat, englezul fiind în acest moment în top 10 cei mai buni portari din lume, chiar mai nou a ajuns și la naționala Angliei și cel mai probabil va apăra poarta Angliei la campionatul mondial, fiind de departe cel mai în formă portar englez. Dacă în acești ani Arsenal în ofensivă a mai avut câteva staruri gen Aubameyang, Alexis Sanchez sau Mesut Ozil, în apărare tunarii au avut mari probleme, însă acum situația este una foarte interesantă pentru că linia defensivă a lui Arsenal este una tânără și foarte valoroasă. Începem cu fundașul dreapta care ar trebui să fie Takehiro Tomiyasu, un japonez de doar 23 de ani care a fost cumpărat anul trecut de la Bologna pentru 18 milioane de euro, chiar în acest moment cota sa de piață a crescut considerabil și cred că Tomiyasu ar putea evolua mult mai mult odată ce timpul va trece. Cuplul de fundași centrali este format din brazilianul Gabriel, care în această vară a avut mai multe oferte, însă clubul știe cât de folositor este acesta și nu l-a lăsat să plece. Deși este tânăr, acesta având doar 24 de ani, Gabriel mi se pare cel mai important om din defensivă, acesta pare la bază școala franceză de fotbal, dar și pe cea croată, fiind cumpărată de Arsenal de la Lille în anul 2020 pentru 20 de milioane de euro, cota sa de piață dublându-se din acel moment. Acesta este un fundaș înalt, puternic și unul din liderii echipei. Lângă el ar putea apărea Ben White, însă cum am văzut în prima etapă de Premier League, William Saliba ar putea fi și el titular. Saliba, deși are doar 21 de ani, este un fotbalist foarte interesant, iar potențialul său este enorm. Francezul a fost crescut de Saint-Étienne, care a primit 30 de milioane de euro în schimbul lui de la Arsenal. Cu timpul, acesta nu a primit multe șanse de a juca pe Emirates, fiind împrumutat la Nice sau Marseille. Însă acum, Arteta îl vede ca pe un fotbalist ce poate să se impună ca titular, având niște calități excelente, precum o viteză ieșită din comun pentru un fundaș central care are 1,92 m înălțime. Încheiem defensiva cu fundașul stânga care este Kieran Tierney, un fundaș care din punctul nostru de vedere pare o mulțime de calități, dar accidentările l-au ținut în loc o vreme. Dar acum cred că în acest sezon scoțianul de 25 de ani va explota pur și simplu.
Pentru 27 de milioane de euro l-a transferat Arsenal de la Celtic pe Tierney, iar cota sa a crescut în fiecare an, ajungând să fie unul din cei mai valoroși fundași laterali din Premier League. În locul scoțianului ar putea apărea și Alexandru Zinchenko, transferat în această vară de la Manchester City. Acesta deja a oferit primul asist oficial al echipei și poate să fie o soluție foarte bună în defensivă. Pe poziția de mijlocaș defensivă, cred că Arsenal nu stă chiar atât de bine pe cât ar vrea, de aceea aceștia tot insistă pentru transferul lui Youri Tielemans de la Leicester City. Momentan, aici Arsenal îl are pe Thomas Partey, un fotbalist transferat de la Atletico Madrid în 2020. Mijlocașul ganez are calități bune precum forța, dar și părți unde stă mai slabă precum viteza, acesta fiind un mijlocaș defensiv destul de lent. Acum câteva săptămâni a apărut un zvon cum că N'Golo Kanté ar fi aproape de Arsenal. Vă dați seama cum ar fi arătat londonezii cu Kanté pe această poziție? Trecem la partea ofensivă, pe acolo unde Arsenal, din punctul nostru de vedere, stă extrem de bine. Începem cu banda dreaptă, unde l-avem pe cel mai bun fotbalist al echipei, Bukayo Saka, care în momentul de față este cotat la 65 de milioane de euro. Acesta a fost cel mai bun om al echipei în sezonul trecut și este cu siguranță un viitor mare star chiar și național a Angliei. Saka are o mulțime de calități, în primul rând acesta este foarte tehnic, pe urmă are o viteză impresionantă, chiar în fața porții produce mare pericol, reușind mereu să scoată câte un asist sau chiar un gol. Iar în acest sezon, ca și predicție, îl vedem pe Saka să se bată pentru premiul pentru cel mai bun fotbalist din Premier League. Unul dintre cei doi mijlocași centrali ofensivi este norvegianul Martin Odegaard. Acesta a fost considerat mereu un mare talent, însă la Real Madrid nu a arătat nimic impresionant, însă odată cu trecerea sa la Arsenal, situația s-a schimbat la 180 de grade. La doar 23 de ani, mijlocașul este una din vedetele echipei pentru care s-au plătit 35 de milioane de euro pentru a fi transferat de la Real Madrid, iar acum a ajuns un lider în vestiară, fiind atât capitanul lui Arsenal Londra, cât și al naționalei Norvegiei, pentru care a debutat la 15 ani. Una din revelațiile sezonului trecut a fost Emil Smith Rowe, care a ajuns și la o cotă de 40 de milioane de euro. Acesta este o creație 100% pe Academiei Tunarilor și unul dintre cei mai iubiți fotbaliști a echipei. La doar 22 de ani, Smith Rowe poartă tricoul cu numărul 10 al echipei, iar în sezonul trecut acesta a reușit 11 goluri și 4 asisturi, fanii având mari așteptări de la acesta în următorul sezon. Pe această poziție poate apărea și noul transfer al Tunarilor, Fabio Vieira, un portughez de 22 de ani, adus de la Porto pentru 35 de milioane de euro. În banda stângă îl avem pe fotbalistul care a marcat primul gol oficial al lui Arsenal în acest sezon, este vorba despre Gabriel Martinelli, un alt fotbalist foarte tânăr cu o cotă impresionantă, pe acesta valorând 40 de milioane de euro. Brazilianul în vârstă de 21 de ani a reușit în sezonul trecut 6 goluri și 6 asisturi în 29 de meciuri, fiind un jucător foarte rapid, chiar faptul că vine din Brazilia deja ne sugerează că Martinelli are o tehnică foarte bună și în acest sezon dorește să explodeze. Terminăm echipa cu atacantul adus de la Manchester City, Gabriel Jesus. În această vară, Arsenal a tot căutat un nou atacant, fiind poziția unde suferă foarte mult. Tunarii au avut foarte multe soluții, însă până la urmă s-au oprit la Gabriel Jesus, pe care l-au adus pentru 52 de milioane de euro. 95 de goluri și 46 de asisturi a reușit brazilianul de 25 de ani în tricoul cetățenilor, pentru care a jucat în peste 200 de partide. Acesta este un vârf mobil care poate veni și în bandă, iar în fața porții pe acesta reușește să fie letal, fiind în opinia noastră un transfer foarte potrivit. După cum puteți observa, primul 11 al Tunarilor este extrem de tânăr și de valoros, potențialul acestei echipe este unul uriaș, de aceea am dedicat acest video pe echipei conduse de Arteta, care dacă stăm să ne gândim, este și un antrenor foarte tânăr care a crescut sub mâna lui Guardiola, fiind un fan al jocului ofensiv.
Acesta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butoanele de like, abonare și share, iar pentru cei ce doresc să ne ajute și mai mult canalul, pot deveni membri. Salut!